În anii 80 ai secolului trecut, teroarea comunismului devenise insuportabilă. Mulți încercau să scape de acest calvar, încercând să fugă sau să emigreze din lagărul socialist. Unul dintre cei care a reușit să scape a fost Florin Pinding Blaj, care s-a refugiat în Statele Unite ale Americii din România socialistă. Aici, Florin a înțeles că este obligat să facă lucruri frumoase pentru cei rămași în interiorul cercului ideologiei socialiste. Astfel a ajuns să cunoască Republica Moldova. A fost începutul unui drum lung. Venind în America, în 85, știam că va cădea sistemul comunist și noi ne vom întoarce și vom face lucruri care am fi vrut să le facem într-o țară liberă. Și când am citit în ziar, în Chicago, în vara anului 1989, că Gorbaciov a dat drumul la deținuții politici din Siberia și printre ei, mulți creștini, au venit acasă, au fost eliberați. Pentru mine a fost sunetul, simbolul pe care l-am așteptat și am știut că se va prăbuși sistemul. Și de aceea, în septembrie 89, am zburat la Viena, de acolo prin Bucovina, la Chișinău. A fost înainte de 90. Sigur că în 90 a căzut dictatura comunistă și din 1990, am făcut peste 200 de zboruri peste Oceanul Atlantic ca să ajung în Moldova, România și chiar până și în Siberia. To open other doors, to be involved at the national level and to be appointed as a honorary consul of Moldova for the state of North Carolina. Florin Pinding Blaj a fost primul consul onorific al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii. Anticipând parcă un parteneriat de succes, acest consulat nu putea fi deschis în altă parte decât în statul Carolina de Nord, în orașul Hickory. Chiar Florin a fost cel care a nodat primele legături între Republica Moldova și Carolina de Nord. Asta este prima sau a doua când deja comitetul s-a lărgit, comitetul de parteneriat. Am ajuns printr-o întâmplare ciudată, să spun, să mă implic în sponsorizarea echipei olimpice, Nicolae Jurașcu, Victor Enescu, pentru antrenament și după aceea pentru Jocurile Olimpice din Atlanta 96. Spunea un președinte, ce putem face noi ca să câștigăm? Pentru că Moldova era o țară mică și era de interes, că vine din blocul de răsărit, dar... Și am spus, nu încercați cu țări mari, California, New York, căutați un stat mai mic, așa, ca și Moldova, și trebuie făcut o punte între comunitățile de acolo și așa se poate face. Am avut persoană potrivită și am fost propus să fiu consul onorific. Eu deja cunoșteam secretara de stat, guvernatorul, și așa s-a semnat tratatul de memorandum de parteneriat între Moldova și North Carolina. Florin Pinding Blaj is Moldova personified here in America. Florin is a dynamic individual, very enthusiastic individual, and so that enthusiasm is very infectious at times, and he was able in raising funds for Little Samaritan Mission to raise friends for the country of Moldova. He was appointed by the government as the honorary consul, so that made him kind of the voice, the representative of the country here. Tânărul stat moldovenesc, scăpat din totalitarismul Imperiului, își găsea cu dificultate linia de parcurs. Sportivii moldoveni nu mai aveau acces la infrastructura unională, iar antrenamentele și cantonamentele deveneau o povară prea complicată pentru funcționarii din domeniul sportului.
Pregătirea sportivilor de performanță pentru Olimpiada din Atlanta era sub un mare semn de întrebare. Florin Pinding-Vlaj a întins o mână de ajutor bărcii de dublu de caiac canoe Nicolae Juravski și Victor Enescu, invitându-i să se pregătească pe lacul Hico. Флорин на тот момент жил в Америке, и Ким Джо Сан, вот они как-то нашли контакты, нашли соглашение, и Флорин помог найти семью, которая предоставила нам возможность проживать у них. У нас был полностью этаж, небольшой зал, если так можно назвать, там несколько тренажеров, прямо на берегу водоема, в принципе, нас это устраивало. Условия тренировок нам были важны. Иногда мы ездили на другой водоем. Помню один момент, когда было очень холодно, он напросился в катер. Естественно, в катере без дополнительной одежды очень прохладно. Он продрог основательно. Больше он не выходил. Но семья очень порядочная. Peste ani ajungem la familia Osborne, care i-a găzduit dezinteresat pe sportivii și stafful nostru. Anii nu le-au șters amintirile și emoțiile. Își amintesc chiar și mici detalii, de parcă lucrurile s-au întâmplat adineauri. Și-au lăsat aici, vâsle, ca să vină înapoi. Yeah. Asta, this is very, very important. They left this here to come back. Florin asked if they could come, and he said maybe two could stay in the basement. And I said, sure, that'd be all right. And I talked to Susan, and she said, okay. And he never knew where they were coming. And so one day the phone rings, it's like on the Sunday after lunch, and Florin says that they're coming. And I said, well, good, when are they coming? He says, now. And they're in Greensboro, and they're on the way here. Knowing Florin, you can expect anything at any time. So I wasn't surprised that they were coming that day. But we had to do a lot of hustling to get things going for them, and they really enjoyed being here in our basement. When they first got here and they still didn't have the canoes, I think it took 4 or 5 days to get the canoes maybe, they raked my whole backyard by hand with rakes for the exercise. And the backyard had never been raked. It'd been Roddy Moore's vacuuming up leaves, but they just, they really did a good job. Oh, yes. Yeah, they trained every day. And they would come out, and you'll see the 321 bridge is about six or seven miles up the lake, and they would go all the way to that and back in the morning, you know, while they were training. După foarte mulți ani, noi mergem pe același itinerariu, să spun așa, pe care campionii noștri s-au antrenat. Ei locuiau la Tim Osborne, la casă, erau cu canoe pe care le-am împrumutat de la canadieni, iar domnul Kirpichenko era pe ponton. Și de la podul de acolo, de pe 127, veneau până la podul acesta. Sigur că după câteva zile, localnicii s-au mirat, a fost publicat și newspaper, stăteau pe pod. Băteau din palme, aplaudau și asta era cursa în fiecare zi pe care ei s-au antrenat. Ei au spus că cel mai prielnic loc în care l-au găsit, nu-i vânt, nu-s alge, nu sunt curenți și, cum am spus, ambianța, oamenii.
erau încurajați, erau apreciați și au spus, chiar dacă nu luați medalii, faptul că ați ajuns până aici, până Atlanta, din Moldova, este deja un privilegiu, o binecuvântare. I don't know if I took or was somebody else, but this is a picture when they came out of the water in Atlanta and they said, thank God, and to Little Samaritan, we are here. And from Atlanta they came straight to Hickory, and Nicolae put his medal on my daughter, baby bear toy, and yeah, was great experiences. Really was, yeah. Mi-amintesc, revin toate acele evenimente sau acele retrăiri care au fost încă din 88, din 96, din 92, de la Jocurile Olimpice. Este un element foarte important. De altfel și nu numai pentru mine, cred că majoritatea își găsesc alinarea sau refacerea anume la apă, lângă apă. Când venim la apă, tot timpul cu impresia cum este apa asta, ușoară, cum este... curenții de vânt, o asociem cu concursul propriu-zis, cu Olimpiada. Depinde de apă, cum e apa, așa și rezultatul, mă refer la viteză. Cât apa este mai ușoară, mai curată, mai caldă, cu viteza bărții mai mari. Rezultatul obținut de către sportivii moldoveni la Olimpiada din Atlanta a fost unul de excepție, mai ales privit prin prisma pregătirii. Ei nu au avut la acel moment propria barcă, dar au concurat pe una împrumutată de la Federația Canadiană de Caiac Canoe. De la o distanță de ani, când lucrurile și în plan sportiv s-au mai aranjat, totul pare o poveste cu multe capcane, dar cu un final fericit. Она может быть под разный вес спортсмена. То есть они еще этим отличаются. Сейчас такой выбор. В наше время была одна модель для всех. Двухметровые, квадратные. Была одна модель. Все были в равных условиях. Сегодня спортсмен имеет возможность себе подобрать, заказать лодку. Когда люди готовы оказать какую-то помощь, не задумываясь о вознаграждении, не задумываясь о каких-то благах. Им это приятно. Им многим приятно участвовать в каком-то событии, в каком-то процессе, чувствовать себя вместе с этими людьми. К сожалению, таких людей не так часто можно встретить. Но они есть. Есть люди, которым интересно участвовать. Интересно помогать, интересно чувствовать себя частью какого-то общего дела. După ce un american vine în Moldova și cunoaște oamenii și ospitalitatea, se fac niște legături care nu pot decât să se multiplice și să aducă și pe alții. Fiind atât de implicat în Moldova, am fost interesat ca acest parteneriat să funcționeze, a prins aripi largi și chiar dacă eu nu aș mai fi implicat, ar fi mers de la sine. Madame secretar Elaine Marshall nu este doar sufletul, dar și motorul care a coagulat toți cei interesați cu pasiune pentru Moldova. După proiectul olimpic, Florin Pinding-Plaj a continuat cu proiecte umanitare.
Containerele cu ajutoare din Statele Unite ale Americii au devenit o obișnuință pentru Republica Moldova. Florin era organizatorul și motorul acestor donații. Ulterior, a selectat 40 de copii din diferite orfelinate din Republica Moldova pentru a le organiza o vizită în Carolina de Nord. Sunt copii deja și toți care îl întâlnesc spun tata Florin. El pentru ei a fost un tată. Mergem la orfelinat, acum dacă întâlnești un copil pe un oraș care a stat undeva într-un orfelinat, îl întâlnești pe Florin, spui, tata Florin, tata Florin. Pentru copiii ce, el a rămas tată. El s-a arătat dragostea față de el, a purtat de grijă în toate, ca și un tată. Sunteți cu Radio Micule Samaritean și în cele ce urmează dorim să vă aducem la cunoștință sumarul. Florin Pindinglaj lansează la Chișinău radioul Micul Samaritean, care în scurt timp devine o platformă de binefacere pentru copii defavorizați. Viața cotidiană. Ca să avem muzica pregătită deja de sărbătorile de iarnă, sărbători de Crăciun. Am acoperit, de fapt, toate orfelinatele din țară. După aceea am avut o casă de copii orfani a misiunii Micul Samaritean, în care am avut 50 de copii, un orfelinat tip familie. Am avut 5 familii, câte 10 copii. Acum majoritatea copiilor sunt aranjați, care au familiile lor. Unii sunt în Statele Unite. Prin intermediul Micului Samaritean, Florin a reușit să ajute nu doar copiii, dar și pe unii vârstnici care aveau nevoie de sprijin. Din păcate, situația pandemică a micșorat intensitatea acestor relații. Florin speră că lucrurile vor intra în normalitate după pandemie. Partenerul ăsta între Moldova și Carolina de Nord, de fapt, a fost ideea lui, a fost visul lui ca să reușească totuși să apropie relația asta de parteneriat între Moldova și Carolina de Nord. Și a reușit. A reușit, lucruri frumoase au făcut. Pe lângă multe lucruri importante pe care le-a făcut Florin Pindinglaj, pentru oamenii din Republica Moldova, esențial rămâne că a ajutat 40 de copii de aici să-și găsească o casă părintească în Statele Unite ale Americii. Case părintești în care domnește armonia și dragostea față de cei apropiați. Just the human connection, and where there is need and we can help, we want to do that. There's also the connection through the church, but I think it's something about the people of Moldova that have just been so welcoming and loving to us that it's a great joy to be there. It's a beautiful country, wonderful people, very creative and innovative people that we found in terms of dealing with, you know, the last 40 or 50 years, the post-communist society, what does it look like? Your country has really done a great job in reinventing itself and moving into the future. So, just great people to connect with. Am spus, America, și asta se aplică și pentru emigranți și cine vine, America este ca o masă bogată, încărcată de toate, și bune și rele. Depinde de tine să alegi pe cele bune. Nu te forțează, nu este un sistem dictatorial care îți spune să faci așa și așa. Sigur că am fost, era dureros pentru că trebuia să ne despărțim de acești copii, dar am știut că sunt, omenește spus, pe mâini bune și cu încredințarea că Dumnezeu le va păzi. Și eu am spus, voi aveți și un rol în viață, în societate. Vi s-a dat. Ce veți face voi pentru alții? De acum încolo. Frank Suat locuiește într-o casă de la o margine de pădure în Carolina de Nord. Frank s-a născut și a trăit toată viața în acest stat.
Excepția au fost doar anii în care a fost detașat într-o misiune profesională în Republica Moldova. El a fost primul atașat militar al Carolinii de Nord în țara noastră, în perioada în care parteneriatul de colaborare nu începuse. Astfel, Frank avea să pună primele trepte pe temelia unei relații care avea să dureze în timp. Acest proces era impulsionat și de faptul că Frank Sweat se cunoștea din tinerețe cu Rodney Maddox, adjunctul secretarului de stat al Carolinei de Nord. I grew up in North Carolina, and partly because of that, I was selected to go to Moldova as the first military representative. It actually started in the Baltic republics. When the Soviet Union fell apart, the Baltics wanted to get as far away from Russia as they could get. And they asked for American military people to go in so that they could work with NATO. We set up a program where we could send small teams in for any of the former Soviet republics, the 15 republics in the Soviet Union, or the Warsaw Pact countries who wanted a team. We would send one there. And we would also set up a program where we could have partnerships with individual states in the United States. Rodney was on this side of the ocean, the primary guy who got it started, and I was the guy in Moldova who got it started. We had never had one of these relationships before. Normally, American states are not allowed to have a relationship directly with another country. That's just not part of what's been done in the past. What had happened was the government of Moldova proposed to our government to have a civilian-to-civilian partnership. Yeah. And we had never done this before. So we didn't know, we didn't really have a form to follow. We had to create it as we were going. And I was having to create it for conditions with a country I knew almost nothing about. Secretary Marshall instructed me to do whatever Frank needed me to do. She said something along the lines of, if Frank's going to go over there and do that for us, you back him up. Mm-hmm. So what that meant was every Saturday, for years, while Frank was there, I was at the office to handle whatever Frank was saying that we needed. Mm-hmm. So that was kind of the way it existed the first couple of years. His task was even more complex than it would at first look like, because he was having to deal directly with governmental officials about how to do this. And everybody had their own expectations about mm-hmm. what this was supposed to do. Yep. In the early going, it was a lot of discussion and trying to get to learn each other. And I remember one that we had an interesting relationship with several orphanages in Moldova. But the one that impressed me the most, and the ones that I visited there, and I visited, I think, most of them, is I went to Bulbuaca and I asked where the director was. Oh, he's working on one of the buildings. He came around the building with a hammer in his hand. He had been fixing one of the windows in one of the buildings on the orphanage. And he took us on a tour. And I went to a classroom that was the geography class. And after the class was over, I asked the professor, what can we do for you? What do you need? He said, maps. Look, all of these maps on the wall are old Soviet era maps, and the world is different. It's not like that anymore. How can I teach these kids about geography if we don't have modern maps? So again, I sent Rodney an email. And what happened, Rodney? I sent him some maps. He sent not maps, but globes, maps, a whole raft of stuff. And the other thing I asked the director about as we were leaving, I said, is there anything else that we could help you with? He said, oh, there's several things we need. We need a new heating system, he said, but that takes time and money. He said, a cow. We haven't been able to give these kids milk for weeks now because we don't have access to milk. So my team and I went out and found a cow, and we bought a cow and took it to Bulbuaca and gave it to the orphanage. Sfârșitul anilor 90 pentru Republica Moldova și implicit pentru orfelinatele din Moldova era o perioadă extrem de dificilă. Tânărul stat făcea cu greu față problemelor cu care se confrunta și orice ajutor din exterior era ca o gură de aer proaspăt. În acea perioadă complicată vine în funcția de director al orfelinatului din Bulbuaca, Valeriu Pesterev.
Deși au trecut foarte mulți ani, el își amintește până mici detalii de ajutorul american. Dacă statul nu ajută, oamenii cu atât mai mult. Cum e statul, așa și oamenii, așa îmi pare. Statul nu prinde de cele necesare și prin alte organizații noi putem să supraviețuim, zicem așa. Și o echipă de americani au venit odată cu domnul Frank. Pur și simplu merge prin clasă să vadă copiii cu ce se ocupă, ce fac. Și am intrat în cabinet de geografie și era o hartă ruptă într-o parte și un globus tot așa. Și am întrebat, dar de ce? Copiii au spus că noi nu avem, nu-s bani, mă tin, că nu putem procura. Și ei au procurat atunci globus, hărți noi, l-au dat la copii și afară și pixuri au adus și caiet, îmi pare că, da? După aceea ei întrebat ce să vă numesc, cadunem pentru copii, pentru familie. Și eu am spus că trănem o vacă, vă cumpărăm. Retras la pensie, Frank își dedică tot timpul pasiunii vieții sale, avioane. La școala sa de aviație, el îi inițiază pe toți cei pasionați de zbor în arta pilotajului. Și pe acest domeniu a reușit o colaborare cu Republica Moldova. A cumpărat de aici un avion care s-a adăugat la colecția sa privată. This is how you stay in physical shape. Well, it's not for big old fat guys. Oh, ever since I was a kid. My father had a book when I was a kid about Lindbergh's flight across the Atlantic. And I read that when I was 7 or 8 years old. And then I had an aunt that took me for a plane ride when I was about 10 or 11, and I was hooked. So as soon as I got old enough to go start learning to fly, I learned to fly. I've been flying for 56 years now, and I love it. Actually, it's very comfortable for one guy. It's designed, this is designed as a crop dusting airplane for spraying chemicals on crops and farms. But it also makes a great plane for towing gliders. This airplane is I bought in Belts, Antonov A-2, and this is a Yak 52 Pyatsitva Yakovlev that came from Crimea. This also is an earlier version, a Yak 18A. I started in Germany in the 1980s. Wondering if we had to fight the USSR, how were we going to do it? Were we going to win or were they going to win? And then in 1998, the first picture I had made in Moldova is I went to the border on the Prut River with Romania and I climbed into a guard tower on the border of the Soviet Union and had Liviu, my friend at the time, my driver, take a picture of me inside the Soviet Union looking out. And I said, never would I have thought in 1984 that I would be inside the Soviet Union, the former Soviet Union, in 20 years' time. And the world changed.
since we did not have a budget here, when a project would be identified, Secretary Marshall and I and the other people in the National Guard would have to find somebody here that was willing to pay out of their own pocket to have a project with Moldova. And we were surprised at how much success we had in doing that. People were very enthusiastic about doing it. North Carolina people were surprised at the beginning that there really was such a relationship with another country, because we had never had that before. We were trying to find institutions or people in Moldova who wanted to do a project that was understandable to us, and we would help them do it better than they could do it by themselves. Dr. Liviu Cusack, who also practiced at Republican Children's Hospital in Chișinău, told me that they had 200 to 300 kids in Moldova that were diabetic that the state had been treating, and they were out of money. They had no money to buy insulin for those kids anymore. So I sent an email to Mort Meltzer, and Mort went and talked to the Eli Lilly Drug Company in the Research Triangle Park here in North Carolina, and they donated $77,000 worth of insulin to Moldova. And it got there the same day that the Minister of Health had scheduled a press conference to announce that they were out of insulin and out of money. And we were able to join him at the press conference and say, we just got a shipment of insulin from North Carolina that will take care of these kids for most of another year. Doctorul Liviu Cusack a trăit această perioadă la maximă intensitate. Era angajat la Spitalul Clinic pentru Copii și întâmpina dificultăți enorme din cauza lipsei de insulină. Ajutorul american a salvat viața a sute de copii dependenți de acest medicament. Unul din cei care ne-au vizitat, mi-amintesc, a fost Frank Sweet. O persoană foarte agreabilă, o persoană foarte sociabilă, și ceea ce cumva ne-a plăcut și poate ne-a încurajat, dorința lui fierbinte de a ajuta în perioada aceea cu ce e posibil din partea Statelor Unite, și anume pe domeniul medical. Și atunci când noi am discutat la problema dată și el a fost și a vizitat și secția de copii cu diabet săhărat, chiar în prezența noastră a făcut legătură cu careva din colegii din Statele Unite pentru a putea concretiza dacă e posibil să poate ei ajuta Moldova cu aceste preparate. S-a organizat, așa cum cunosc eu, în baza unui avion privat, când a fost încărcat lotul acesta și alte ajutoare medicale adiționale, care au fost puse la dispoziție atât clinicii noastre din Emilian Coțaga, cât și altor instituții medicale, după care au urmat și alte loturi. Noi avem parteneriat în diferite domenii medicale cu profesori, cu colegii care în baza schimbului de experiență vin și organizează prelegeri, fac intervenții chirurgicale pentru a putea ajuta colegilor noștri să avanseze în cunoștințele profesionale. Deci e un parteneriat care are stabilitate, deja a prins rădăcini adânci. Înțelegem foarte bine că acei oameni care au dobândit prin sudoarea frunții un capital și care înțeleg costul jertfii pe care l-au depus pentru a economisi, a agonisi, ei trăiesc foarte modest, foarte calculat și econom, și jertfesc foarte mult celor care au nevoie de acest sprijin. Și aceasta este într-adevăr o latură care poate e de învățat și pentru noi. Doctorul Morton Meltzer, prieten de o viață cu Frank, a fost unul dintre cei care a răspuns prompt la chemarea de a face o chetă pentru insulina destinată copiilor din Republica Moldova. După ce au adunat medicamentele necesare, ei au închiriat un avion privat și l-au trimis spre Chișinău. A fost avionul speranțelor. I was working at our urgent care center, so Colonel Sweat called me and told me he needed me to go, so I asked him how much time I had to
find out if I could free up the time. He said about 5 minutes. And so I called him back and said, after I checked with the schedule, who would take my place, I said, okay, it's a go. Of course, in the flight over, it was explained to me exactly what it was. This is a thing with the State Department, the North Carolina National Guard, and the country of Moldova. Moldova and North Carolina have a lot of similarities. Moldova has tobacco, we have tobacco. Moldova has wine, we have wine. Moldova has people that would work in the sciences, we had that. So in many ways, we're very similar to Moldova. We found out when we were over there that there was a shortage of insulin. We obtained the insulin, and that was brought on the flight. I brought it on the flight in a duffel bag, and we gave it to the hospital. We also brought what were called glucometers, 30 or 40 glucometers, where they could check the blood sugar of the people, because they didn't have those in adequate amounts. So we brought that, just tremendous amount of medical equipment. We were able to obtain psychiatric drugs, non-psychiatric drugs that were just not available there. I believe the total amount of things we were able to provide to Moldova from the medical point of view was something like $3 million worth of stuff. I couldn't believe that I accomplished these things. Well, I was able to help people that I never thought I could accomplish what we were able to accomplish. We must have brought over maybe 6 people to have surgery here in Raleigh and then go back that couldn't, for whatever reason, they weren't getting that treatment. We were able to help the hospital get equipment they didn't have, provide medicines they didn't have. And that's what you're supposed to do in life. You're supposed to help people.